Altceva? Altceva vreau să vă comportați civilizat. Fără certuri între voi, clar? Nu mă aștept să o faceți definitiv, dar măcar câteva zile. Și dacă se iei iar Ana de mine? Mm. Eu ce vrei să fac, să tac? Nu o să se ia de tine, că o să am eu grijă. Ei, ce să spun? Auzi, și babalucul ăsta cât are de când să stea la noi? Bunicul vostru, da? Bunicul vostru o să stea, nu știu, vreo săptămână, cam așa. O săptămână. Și o săptămână bănuiesc că n-am voie să vin cu fetele, să dăm vreun bairam, că trebuie să-i fac impresie lui bunicul. Bravo, fată deșteaptă. Un coșmar sunteți, frate. Auzi, dar bunicul de ce s-a mutat în America? Nu i-a mai plăcut în România sau de ce? O poveste lungă și tristă. După ce a murit bunica voastră, a plecat. Da, o să vă spun altă dată. Cura la tine în cameră ți-ai făcut? Hai, mă duc acum. Cura la tine în cameră ți-ai făcut? Hai că mă duc acum. Iute, imperatoarea țiganilor cu toată iute. Te ajut? Nu. Te aranjă rău. E toată lumea acasă? Descalță-te că îi murdărești. Hai. Bă, dar sună telefonul ăsta într-o veselie. Zi-mă, lasă-mă că vin eu acum. Hai, puștile mai repede că mă grăbesc. Da, mă, nu mai țipa în urechea mea și așa e jârâit. Da, hai, hai că mă mișc acum. Păi am treabă, sunt pe drum. Hai, pa, pa. A, mă, ce-ți pare rău de ei. Normal, dar lasă că ți-am mătă alții. Hai, mișto. Hai, locația e bună, are și utilități. Bă, Fane, mă gândesc să luăm un credit sindicalizat și să-i tragem un hotel de 5 stele. De fapt, nu. Un mall. Foarte tare! Ia zi-vă de lovele!
Fane. Nu e nimic. N-ai lovele zlu în teren. Lutonie! Ce-a zis, bă? Lutonie! Înseamnă că e al lui nimeni. Ce să-ți fac, mă, că te-ți uitam poți să umbli cu praful prin discoteci? Scapi odată, scapi și a doua oară, dar... A treia oară ne mutăm frumos domiciliul la Pârnaie, stăm la răcoare, medităm și cine știe, poate într-o zi o să mai merge cu praful la puștea nevinovați. Eu am deja domiciliu în București. Bine, dar pe buletinul scrie că-s rudă apropiată cu vecinul lui Toni Sprânceană. Ia auzi, interesant, ia continuă. Da, dar și-l cunosc personal pe Toni. Toni? Ne tutuim cu mafioții? Vă pot fi de folos, mă bag cu ai lui și vă spun tot ce aflu. E, păi în condițiile astea, spune și nu, ce am putea noi să facem ca să-ți răsplătim bunăvoința? Ce spui? Hai de bus! Stop! Hai! Hai să ne mergem, că ne așteaptă Toni. Are treabă cu noi. Americani împuțiți. Noroc, Toni. Dau una, boss. Ce faceți, bă, prăpădiților? De ce nu răspundeți, bă, la telefoanele alea mobile, că vi le bag în cur? Să moară mama. Ar fi să vă dau pe mâna lui Baltazar, bă. Țiganul la corporatist, să vă explice el cum e cu comunicarea. Asta ar trebui să fac. Păi voi credeți că pot să-mi fac treaba numai cu fața asta de Shrek? Eu față de Shrek, spus? Fără, Catherine. Elvise, scoate-mă odată lista aia și ia-o de sus, da? Ia. Bun. Așa. Nicu. Ăla cu agenția de turism. Uai, leu, măiculiță, pe ăsta n-a mai marcat nimic de vreo 4 luni de zile, cred. Patronul? Păi fac eu plinul, o canistră de benzină, frumos. Micul no, piroman. Nu. E bună ideea asta. De ce? E bună, pe dracu. Facem treaba în felul nostru. Îi preluăm afacerea, cum știm noi, creștem vânzările, nu plătim furnizorii, a? Este banul. Ce zice Elvise? Te bagi? Te bagi? Că tu managești toată treaba. Pricep, nu? Nu? Nu, nu pricep. Explică-i, mă. Te uiți ca cucu în lemne. Adică, comandăm marfa la furnizori, pe credit, 30-45 de zile, așa, ca să zic așa. Luăm marfa, o vindem la clienți, dăm țeapă furnizorilor, luăm noi tot cașcavalul, înțelegi? Adică, circuitul banului în natură. Marfă, bani, marfă. Capitalul. Karl Marx.
Da, mă, asta am înțeles-o cu calul Max-ul tău ăsta. Ăla era calul lui Tactu Mare, bă. A, bă, Toni, îți arde de glumă. Bă, bani mulți, mă, bani din bănci, credite neplătite, ce dracu, mă. Iese banul, știi cum? La gros. E de papa mult. De papa? Halim, adică Halim tot. De... Că tot cașcavalul, nu mai lăsăm nimic. Bă, bă, te vezi, de-aia îl iubesc eu pe Toni. Da, bă, avem și noi idei de-astea noi, corporatiste, baltazariste. Baltazariene. Da. Cum așa? Ce? Da, mă, da, o, nu te mai agita, hai că vorbim. Hai, te sun eu. Ce? Vorbeai de lup și era pitico al lui Manciu. Și că a luat o razna rău de tot la Baltazar. Face ravagii în cartier. Calcă oamenii, rupe degete, schiludește. Nu e bine deloc. Nu, nu e bine. Și cum e prin state? Sunt niște figuri. Mulțumesc. Toată ziua mănâncă numai prostii. De-alea cum se cheamă, ai noroc. Noroc. Modificate genetic. Eu, în schimb, am un petec de pământ și pe masă am numai mâncare naturistă. Întotdeauna tata a vrut să aibă grădina lui. Maică ta săracă a visat tot timpul să aibă și ea roșii în spatele casei. Salut! Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Dani, locuiesc la câteva case mai încolo. Ah, și eu ești de la B, nu? Da, am o mică problemă și am venit să-și cer un ajutor. Ok, ce s-a întâmplat? Am jucat astăzi fotbal cu un vecin de-al tău, cu un țigan. Țigan? Aveți țigan aici? Temporar, se mută imediat. Sunt de aia cum se cade sau... sau de aia? N-avem probleme cu ei. Ba, chiar din aia sunt. Ana. Și el a câștigat, înțelegi, și mi-am pierdut adidasii. No, no. N-ai cumva vreo pereche de adidas să împrumut și mie? Nu de alta, dar vreau să-mi iau revanșa. Da, sigur, sigur. Vreau să văd dacă ți se cultivezi. Auzi? Dar dacă facem noi o echipă mai mare? Cum? Tată. Hai să facem un fotbal. A? Acum când îmi dă mămica ta de mâncare, prăjiturică... Adică noi împotriva țiganilor. Da? Unul din ei l-a bătut la fotbal pe Dani și a luat adidasii. Ți-a luat păpucii? Da. Cu țigani, păi asta... Tu știi, am câștigat Liga Liceelor. Nu mai e de fotbal, era capul. Joacă acolo copiii și eu două reprize mici. Mici, 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 mici. No, puțin mă duc, dar să rămâi. Julia, gata, papa? Unde e shortul ăla meu norocos? Pa! Îmi permiteți? Poftiți, îmi dați voie să mă prezint. Traian Pop. Lumina Sprânceană, îmi zice. Îmi pare bine. Știți, eu am venit la băiatul meu care am impresia că e vecin cu dumneavoastră. Al de inginerul, da. Pop, românul, da. Acum am sosit, da. Chiar astăzi. De la America. Din America, da, da. Mare, lume multă pe acolo, ai? Da. Nu doriți să facem câțiva pași împreună? Da, de ce? E primul. Da, da. Dacă vrei, Natalie. Mi-aș face plăcere, știți? Haide. Da. Și de ce am pune noi botul la tot ce ne spui tu? Ce aveți de pierdut? Nu pot să fug nicăieri, nu? Doar am actele la voi. Aha. Și ce o să zică șeful, mă? Ce o să zică șeful? Păi, dar nu e Toni Peștele cel Mare? O să-i convină, normal. Fii atentă. Noi îți dăm drumul.
Dar suntem cu Geana pe tine 24 din 24. Să nu te pună dracu să îngeri roșmechirii, că ai pus-o cu noi. Înțeles? Fă pe dracu în patru și bagă-te lângă Tonie, înțeles? Și ne spui tot ce vezi și tot ce auzi. E clar? Bun, nu mai lungim. Ești liberă să pleci și ai 2 săptămâni să vii cu ceva concret. Hai. Dacă nu, bași pârnaie până când spunem noi. La revedere. Ar mai fi ceva. Aș avea nevoie de niște bani. Bucă tu pe mine. Pentru cercetări. Tu ai ceva mult la tine? Nu, mi-am uitat portofelul în mașină. Ia de aici. Hai, și acum vale. Gagico, și nu uita, 2 săptămâni. Tolin, să moară 3 vecini de-a mei dacă nu faza cu agenția. Ia. E lovitură de maestru, bucată. Hai, mai pune, mai pune. Îți dai seama că la ăsta, la Nipu, toți barosanii și-au bilete de la el. Când ora afla că îi face fraierul la bilete și la bani, că de mine. Băi, rezolvat problema? Mi-am sucat, boss. Bravo, mă. Dacă tu, bă, Tarantino, ești sigur, bă? Fără caterincă, boss. Bine, te cred. Elvise! Eu! Dă mâine, poi mine priei tu zona. O cercetez cu damănuntul, vezi care-i treaba cu șmenurile pe acolo și preiei și agenția și-mi dai raportul săptămânal, bă. Săptămânal? Nu lunar. De-aia îl iubesc eu pe Tony, mă. Sărmă. Lasă, bă, că mă umpli de bale. Ce faci? Mă pupă mâine. O să fie bine, Tony, o să vezi. Îți promit eu. O să meargă treaba unsă. Bine? Da. Și despre, mă? E cum dracu, mă, dar cine fiu, mă? Elvis. Yeah. Ce-ai făcut, șpa? Mi-am găsit haine de show. Ce ziceți, e bine? Te părcasează haine. Pline de crăpături. Băi, Tony, dar steclește, uite-te la ea. Bă, dar cine e ăștia doi? Impresarii mei, Ricky 1, Ricky 2. Bonjour. Relaxați-vă, mă. Am adus CD-ul cu mine. Bune, că e încordat, domne, ăștia. Eh? Ia. Bă, nu e rău deloc, mă. Bă, Elvis. Am zis eu. Bă, are ce talente. E bine. Se poate și așa, se poate și așa. Ei mi-au compus melodii. Bravo, bă. E talent în voi cât carul. E bine. Ia opriți muzica și deschideți voi. Băi, Ricky 12. Nu am în 2, băi. Să trăiești, vecine. Să trăiești, vecine. Te faci? Noroc. Hai, noroc. Hai, vecine. Face că unul dintre băieții tăi vrea să joace fotbal. Da? Mm-hmm. Care e ăla? Care e? Biel. Aaa, ah, veni și buștiu. Om serios ești? I-a luat Adidas și copilul. Doni, nu i-a luat, mă, i-a pierdut la meci ăsta, mă. Bun, hai la revanșă. Ce crezi că eu am vreme de pierdut? Tony, ne băgăm. Păi iardă, mă spun eu, îi punem cu botul pe labă imediat. Dar cât sunteți voi, bă? Eu, fiul meu, Dani și încă 2 băieți de noștri. Adică toți ăștia e români, da? Da. Dar de ce? Ți-e frică? Deci, tată, eu stau în apărare, voi doi vă duceți în atac, tu și cu Dani. Îi luăm așa, prin extreme, îi luăm prin surprindere. Preții cu cap, strategie emizați. Da, eu m-am gândit să lăsăm pe Tarantino să ne deschidă drumul. Băi, știi? Deci îi distrug boț, le împoță. Așa, bă. Lăsăm în poartă pe ăsta, că e mare, nu îi mai trece cel de el. Nu, nu, nu-i ager ăsta, lasă că e bine. Pe așa, ies eu pe dreapta că-s dreptat și... Dar ștept și stânga. Mă duc în stânga. Dar să jucați frumos, da, băieți, să nu vă împingă, da?